Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu! Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Pești pentru perioada 16-31 octombrie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Pești. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Pești? În perioada 16-31 octombrie, atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul dumneavoastră. Luați doar ce rezonează. Haideți să vedem ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Pești în perioada 16-31 octombrie. Avem steaua, soarele și cavalerul de monede. Acest cavaler a tot ieșit cam la toate zodiile. Foarte frumos aici. Posibil să aveți de-a face cu zodia vărsător, zodia leu și avem un patru de bâte. Foarte frumos. Se pare că unii dintre voi, da, aveți un eveniment important în viața voastră, un copil poate are un rol important pentru voi, străluciți, o dorință vi se îndeplinește, o veste pe care o primiți de la drum sau o invitație, este ceva stabil, sigur, ceva care vă bucură, vă încântă. Având aici patru de băte, da, celebrați un eveniment, vă căsătoriți, vă logodiți unii dintre voi, vă relocați, da, vă mutați la casa voastră, la locul de muncă, aveți progres, da, sunteți bine văzuți, foarte frumos. Sunt evenimente importante care apar în viața voastră și vă bucură, vă încântă. Un succes, un succes mare, o dorință împlinită pentru unii dintre voi. Poate lucrați în domeniul pe internet, unii dintre voi, da, și aveți o, un succes mare acolo, posibil și acest lucru. Primiți vești plăcute, evenimente importante și fericite pentru unii dintre voi, ia să vedem. Despre ce este vorba? După o perioadă grea, o perioadă de 10 de spade, da? După o perioadă de suferință, o situație în care v-a pus la pământ, va a făcut să suferiți, o persoană poate, o situație, poate n-ați avut loc de muncă unii dintre voi o perioadă de timp, dar aici este vorba și despre o trădare a cuiva, da? Primiți, scăpați de această suferință se termină, se închide acest capitol, da? Avem uh, valetul de spade. Valetul de spade, da, vorbește despre informații, despre cineva care caută soluții, caută rezolvări sau auziți o anumită veste, da? Poate auziți pentru unii dintre voi uh, faptul că cineva are un succes mare, posibil și acest lucru. Uh, poate pe unii nu prea vă bucură acest, uh, această situație, da? Cumva investigați, căutați, cercetați, nu prea vă place această veste, ca să zic așa, iar pentru unii dintre voi, da, sunteți spionați, cineva vă spionează, cineva caută, da, să vadă ce faceți, cum sunteți, da, după acea trădare, cum vă descurcați, dar voi sunteți foarte bine, da, unii dintre voi, dar apare și aici cineva, Cavalierul de Spade, care tot se ține de capul vostru, da, este o persoană care... Este destul de vulcanică. Este o persoană care caută ceartă, da? Vine așa pe nepusă masă, poate o veste, ceva care agită foarte mult spiritele aici. Este o persoană destul de încăpățânată. Cu greu reușiți să mulțumiți această persoană. Voi, deși aveți un succes mare, este ceva în jurul vostru care agită sau lucrurile se, se mișcă atât de rapid în jurul vostru încât vă uimește da, această situație. Faptul că mergeți pe un drum bun, da, lucrurile se schimbă brusc. Aici avem regele de monede, posibil să aveți de-a face cu zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn. Uh, poate cereți ajutor unei astfel de persoane sau această persoană este alături de voi, vă susține financiar, dar și este o persoană uh, care este uh, mai tradiționalistă, da, o persoană care are propriile sale convingeri, o persoană care este împământată, își dorește stabilitate, siguranță. Poate voi intrați în această energie în această perioadă? Poate vă relocați, da, cum am și spus, vă cumpărați o casă. Sunteți mult mai serioși, mult mai siguri pe voi. Unii dintre voi sau aveți o astfel de persoană în jurul vostru care vă susține, vă este alături, vă puteți baza pe această persoană, da? Aici avem îndrăgostiții. Poate pentru unii dintre voi, da, este vorba despre dragoste. Vă îndrăgostiți, vă uh, căsătoriți cu persoana dragă. Sunteți așa în prinși, da? Sunteți euforici unii dintre voi, da? Este o dorință voastră care a devenit realitate. Întâlniți persoana potrivită. Uh, această persoană, da, care vine către voi, vine cu intenții serioase, vedeți dovezi clare, da, primiți din partea acestei persoane. Iar pentru unii este vorba despre o alegere. Dacă stați în această stare de 10 de spade sau mergeți către acest nou da, început care vă aduce multă fericire, multă împlinire da, unora dintre voi, posibil să aveți de-a face și cu zodia gemeni aici. Unii dintre voi, da, un nou început frumos, foarte frumos. Avem asul de monede foarte frumos, un nou început stabil, sigur, da, deci primiți Confirmare, da, palpabilă din partea acestei persoane sau niște bani pe care îi primiți. Un copil, din nou, are un rol foarte important pentru cei care își doresc copii, da, poate deveniți părinți în această perioadă și vă bucură, vă încântă faptul că vine un nou membru în familie, posibil și acest lucru, dar. Pentru unii dintre voi, da, primiți o sumă de bani importantă de la un drum, da? Sau ceea ce voi lucrați, poate lucrați, sunteți independenți unii dintre voi, da, aveți a propria voastră afacere, poate lucrați prin intermediul internetului, cum am și spus mai devreme, și aveți un succes destul de mare, da? Primiți acești bani. Aduce armonie, pace, liniște în casă, multă stabilitate, siguranță de sine, da? din nou îndrăgostiți, da, această alegere pe care voi trebuie să o faceți, dar și regele de cupe, da, vă reprezintă pe voi multă emoție, poate aveți de-a face și cu Zodiarac sau scorpion pentru unii dintre voi, dar multă emoție aici, multă iubire, cineva este deschis, deschisă la noi începuturi, la noi unei noi povești, cineva este matur din punctul ăsta de vedere emoțional, poate să fie și o perioadă mai sensibilă, apare vindecare pentru cei care posibil da să fie avut anumite probleme de sănătate. Foarte frumos, o energie foarte frumoasă la cei din Zodia Pești. Avem aici un doi de băte, o așteptare mai mare sau un drum mai lung pe care îl faceți unii dintre voi sau așteptați un răspuns de foarte mult timp, poate unii dintre voi ați așteptat un răspuns, o clarificare, o rezolvare, primiți acest răspuns, da, se clarifică, se concretizează, primiți acea așteptare, asta e a sfârșit pentru voi. Da, a stat acolo și ați așteptat și ați analizat foarte mult, ați avut de ales, din nou vorbim de alegeri, Încotro în drept, ce fac, da? Ați tot stat și ați analizat această situație, și până la urmă ați primit ceea ce dumneavoastră ați oferit aici. Avem luna, da? Vă reprezintă pe voi această carte. Voi ați avut lupte interioare în privința asta, da? Pentru că nu ați știut concret și clar, da, dacă acea persoană sau acea situație se va rezolva, dar da, veți primi dovada clară în această perioadă că lucrurile se așează. Primiți vești plăcute, oamenii sunt alături de voi, este un eveniment foarte important pentru voi, mult dorit, mult așteptat, da? Este soarele, da? Avem și luna și. Într-adevăr, ați avut anumite lupte, da? Interioare și lucruri neștiute. În clar, normal că nu aveați de unde să știți, din nou, regele de monede că veți ajunge la această destinație fericită, foarte frumos. Avem asul de cupe, din nou vorbim de noi începuturi, multă abundență emoțională, primiți foarte multă iubire, da? sau voi da? sunteți foarte deschiși, vă doriți această cupă, da? vă doriți acest nou. Este ceva dorit, mult așteptat. Bineînțeles că nu toată lumea va rezona cu mesajul, da? Deci este pentru cineva anume acest mesaj clar. Este ceva care, da, aduce siguranță, stabilitate, din nou, alegerea asta, da, vă îndrăgostiți. Multă emoție, multă dorință aici, multă iubire. Avem valetul de, de cupe, da, această invitație pe care o primiți. Cineva, da, vă mărturisește că vă iubește, da, sau că are intenții serioase către voi sau voi, da, faceți acest lucru. Energie tânără aici. de deci Se pare că da, aveți de-a face cu un copil pentru unii dintre voi care vă doriți, da? Sau copiii au un rol important în această perioadă. Poate copiii dumneavoastră se căsătoresc sau au un eveniment important în viața lor. Poate deveniți bunici unii dintre voi, da? Posibil și acest lucru și vă bucură, vă încântă această uh, situație. Este ceva de bun augur pentru voi, este ceva foarte frumos. Sper să fi rezonat cu acest mesaj vă aștept și la următoarele etalări vă îmbrățișez cu mare mare drag